O explozie puternică a avut loc noaptea trecută la combinatul chimic Azomureș. Flăcările au cuprins una dintre secțiile unde este produs amoniacul. Atât pompierii, cât și echipajele medicale din Mureș au intervenit de urgență la fața locului. Autoritățile transmit că cel puțin o persoană a fost rănită. O lua foc Azomureș, o lua foc Azomureș, atenție! Atenție, toți cei care văd videoclipul, a luat foc Azomureș. Explozia a avut loc în jurul orei 1 dimineața la secția Amoniac 3 din cadrul combinatului chimic Azomureș. La scurt timp după, clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul ar fi apărut în momentul în care se încerca pornirea instalației de producere a amoniacului. Cei care au sesizat incidentul au fost localnicii, care au și filmat momentele. În imaginile care au ajuns pe rețelele de socializare, se observă cum focul este atât de mare încât se poate vedea de la distanță. La scurt timp după explozie, oamenii din zonă au fost atenționați printr-un mesaj RoAlert. Ora 1 și 3 minute, atenție, a explodat Azomureșul. Incidentul s-a soldat cu o persoană rănită. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 50 de ani care a primit îngrijiri medicale la fața locului. Medicii transmit că acesta se află acum în afara oricărui pericol. Și stăm de vorbă chiar acum cu domnul Ovidiu Maior, purtător de cuvânt Azomureș, și bună dimineața! Bună dimineața! Domnule Maior, puteți să ne spuneți cam care este situația în aceste momente acolo acum? Situația s-a stabilizat imediat după incident, în jur ore și jumătate, așa cum au spus și cei de la ISU. Lucrurile s-au stabilizat, incendiul a fost iar în acest moment colegii noștri au început verificările pentru a vedea exact ce s-a întâmplat. Totodată, când au fost făcute revizii ultima dată la conductele de la combinat și mai ales dacă această conductă la care a fost descoperită această fisură a fost inclusă în procesul de revizie? Reviziile se fac o dată la 2 ani pentru fiecare instalație, iar instalația de amoniac 3 se afla în proces de prepornire după revizia din luna iunie. Zona la care se face referire nu a fost cuprinsă în plan tehnic de revizie pentru că era deja un echipament autorizat. Nu necesita revizia în acest moment. Vom vedea exact ce s-a întâmplat în urma verificărilor pe care le fac colegii noștri. Ce mai știți despre persoana rănită în incidentul de azi noapte? După ce i s-au acordat îngrijiri la fața locului, colegul nostru a fost transportat la serviciu de SUS, iar în jurul orei 3 și jumătate a fost externat, a fost rănit de cioburi între ferestre sau spart în urma exploziei respective. Ce este poate important menționat, faptul că imediat ce a avut loc acest incident, colegii noștri din zona operațională au izolat din punct de vedere tehnic tot procesul și au reușit să crească complet instalația în condiții de siguranță, astfel că nu a avut loc o escaladare a incidentului tehnic. S-au înregistrat creșterea ale concentrației de amoniac în urma exploziei? Are populația motive de îngrijorare? Nu au existat nici în acel moment, adică în jurul orei 1 după ce am înregistrat acest incident și nici în acest moment nu există asemenea pericole.